Hei, salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un nou episod de GTA 4 cu moduri, adică aceasta va fi o serie în care vom juca cu moduri, o serie cu episoade foarte multe, deoarece nu jucăm story mode, adică o să jucăm și story mode, dar o să jucăm cu moduri, o să avem fan cu moduri, a poți eu mor pe așa, da, poți eu mor, adică n-au arme sau ceva, deci o să jucăm cu moduri, alte chestii. În primul episod avem doar un mod, deoarece n-am putut să găsesc mai multe ca lumea fără virus și alte chestii, dar am găsit un mod foarte șmecher, care este un meniu în care poți să faci nu știu câte chestii cu el, adică poți să-ți dai mașini, adică să iei mașini și chestii de genul. Deci eu acum am să intru într-o misiune, ceea ce o să fie foarte bine, pentru că în câteva episoade o să fie fun, pentru că o să facem misiuni și alte chestii și prostii și alea, dar o să vedem ce o să mai facem. Deci îmi trebuie o mașină, că de obicei intră trainerul în acțiune, car spamming, mie îmi place cocuetul acesta și o să-l configurez exact cum îmi place mie, adică la car options o să fac mașina pe slot 3, adică neagră. Și da, dacă vă întrebați de unde știu atâtea chestii despre trainerul ăsta, l-am testat înainte să văd dacă merge, dacă bagă tot, dacă e ca lumea rău, pentru că, da, nu vreau să iese să iasă ceva greșit, o chestie de genul, hai să parcăm aici ca niște barosani. Da, deci trebuie să mergem aici sus. Ce mă? Băi, tu ești șmecher, mă? Tu ești șmecher, mă? Ok, spuneți-mi în comentarii ce moduri ați vrea să mai bag dacă ați jucat GTA 4 și știți moduri. Ziceți-mi ce moduri, adică să bag moduri pe... Ce facem asta? Bă, țigan prost! Ești șmecher, ia! Hai, să văd dacă te mai ridici. Stai că iau pistolul să-l chinui. Nu e mort. Acum e mort. Nu era mort pentru că știți că de obicei când tragi într-unul mai e pe acolo să mai tărăști și alea. Și trebuia să las totuși să moară în chinuri, dar nu. L-am omorât direct ca să-i ușurez moartea. Stai așa un pic să-mi pun webcam-ul mai ca lumea, pentru că eu sunt pe microfonul de la webcam și shit-uri. Stai. A. Gata. Haideți să mergem înapoi. Avem aproape 1500 de videoclipuri pe canal, ceea ce e super, 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 super șmecher. O să încerc să postez, o să încerc să vă țin la curent cu tot ce este posibil. Stați, nu mai am pis să-mi bat tableta, l-am încărcat. Da, numai un moment. Ce dracu fac? Oh, ok, ok. Gata. Gata. Și-am băgat tableta, l-am încărcat. Mulți dintre voi, adică nu chiar mulți, dar unii mă întreabă cu ce program filmez eu de nu mi face lag. Adică știți că unele jocuri chiar nu sunt optimizate, sunt foarte prost optimizate și... Știți voi, sunt prost optimizate și alte shit-uri și nu merg bine și unii întreabă de ce căcat și d-alea. Deci vreau să vă zic că eu filmez cu Shadowplay, un program foarte șmecher dacă n-ai un PC așa de bun și ai placă video peste GTX 900, nu 900, pardon, 500, nu știu, ceva de genul 500, nu știu cât. Deci, da, is in trouble. Gata, boss. De fapt, stai, ăla-i cu noi. A, ăla-i cu noi. Tot că aici am tras în prietenul lui Pachy. Bine că nu l-am omorât. Mori! Bă, dar nu pot să trag cu ca lumea cu ăsta, nici că nu-mi place cu aia. Așa, boss! Ia să mâncați voi cu el. Gata? Stați. O să țiepă și după... Da. O să mergem cu transportul nostru public. O să mergem cu transportul nostru jumecher. Yep, there we go. Oh, pe bloc! Ce la țintă am dat să-mi bag piciorul. Da. Stați pic fix pe E-ul acela. Aici e E-ul. O să pic fixene. N-am picat fixene pe aproape. De fapt, n-am cum să pic fixene. Ești jumecherea FNCS, nu-i purez, nu poți să dau wallbang pe jocul ăsta. Nu poți să dau wallbang, aparent. Nu cred că poți să dau wallbang. Oh, ia, uite-mă, cica, ia uite-mă, ia uite-mă. Nu, nu o să mă uit la chestii de genul, pentru că nu-mi place să văd grase de alea, dar sunt, vine să vomit când văd tiac. Take Playboy to the Playboy. To context apartament. Știi ce o să fac eu prima dată? Bine că mă vezi cu carnetul în mână. Mă,
Panorama, ia stai și doar pe bancă. Gata, am scăpat de el, băga mea și piciorul în el, așa. Uite acolo o mașină, de fapt nu îmi dau cu asta. You know something. Bobcat bus. Hai să ne băgăm un deal de asta. What the fuck is this car? Surga. Vai, ce-am făcut? Flip car. Hai. 5 color to 3. Clean car. Hai, boss. Hai, boss. Da, dacă vă întrebați ce se aude, am geamul deschis și vă dați seama că mai merg oamenii mai cu mașina și chestii și e 6 dimineața, deci e fix oră când se duc toți la lucruri și chestii. Nu toți, dar se duc majoritatea la lucruri și chestii. Așa că sper că nu vă deranjează ce auziți pe fundal. Da, hai să vedem. Deci o să fac multe serii noi pe acest canal pentru că știu că vă place să joc. Nu contează că trișesc câteodată, adică îmi bag chestii de genul jocuri. Și e ciudat. O să bag și la GTA 5 pe single player, nu bag pe multiplayer, că nu vreau să-mi iau ban. Dar o să bag pe single player trainer și o să jucăm și acolo. Fun, chestii, ne distrăm. Sincer, aici, la jocurile video, faza e distracția, nu neapărat să... Na, bana mea. Hai să vedem. Avem o viteză de 130 la oră, oh my fucking god, nu! Fuck! Mi-mi bage că mașina nu poți nimic. A, cred că știu. Fiți car options, car god mod enable. Dar nu o să las enable, pentru că nu se distruge mașina, nu are sens jocul dacă nu se distruge mașina. Adică e așa joc șmecher, așa, în brligături cu dalea și nu se distruge mașina. Nea, nasol. Plictisitor. Da, și cred că am uitat sau n-am uitat, nu știu. Să-mi ziceți și voi recomandări de moduri. Ce moduri ați vrea să mai vedeți și alte shit-uri. Ce moduri ați vrea să mai vedeți că fac, că joc cu ele și chestii de genul. Deci, comentarii, bă frate, vreau să joc cu modul ăla și gata. Fix aici după curbă, bă. Ok, dați așa. The cribs, it's on tree. Nu mi se încarcă tableta, stați numai o secundă. De ce nu mi se încarcă tableta? Tu glumești? Tu glumești să-ți un pic? Nu-i bine. Gata, se încarcă. Nu se încarcă, nu se încarcă tableta. Du-te. Ce zici, mă? Ia, du-te de aici. Gata, boss. Playboy. Dacă îți trag în picioare la Playboy, se împiedică pe scăria. Salut, frate, ce faci? What the fuck? Playboy, 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 what the fuck is it? Ăsta nu e ăla din GTA 4 Lost in Damned? Da, ăla-i, ăla-i, ăla-i. Ce semăn eu cu ăla, cu... ăla din Lost in Damned? Nu știu cum îl cheamă, dar știu că semăn cu el foarte tare și e foarte faină faza. Ce ai, cu cine ne pușcăm? Sunt niște fraieri care trebuie să ne pușcăm? Sunt de șmecher, mă? Eu am infinite health, bă, fraierilor, ia hai! Ești mecher, mă? Eu am viață infinită, mă. Tu trebuie să-ți praf, fraierilor, ia. Ce? A, și-s polițiști? Mori, mă, mori, mori. Gata, cred că s-a săturat. Ia-s mai sus? Trebuie să mergi mai sus sau mai jos? Habar, n-am mă dus eu mor pe ea de sus. Ce-ai făcut, mă, nene, mă? Te văd pe hartă, ia, pus să... O, eu zburat armă pe geam. Stați că vreau să-l arunc pe unul pe geam. Ăsta e acum găul meu, ia să poate să tragă mine cât vrea de șoane. Pac! Te-ai împiedicat, fraiere? Te-ai împiedicat? Ma! Nu, neapărat vreau să tragă, nu să-l arunc pe geam, stați că se iau pistolul pentru chestia asta. Se împiedică la fiecare glimos pe care îl fucking dau. Tu mă la o parte. Tu te mă la o parte, uite, îmi dai și pum. Bă, băgameaș, mă bag cu tine, băgameaș piciorul. Get rid, I got rid. Da, ai got, pentru că Jacob ăla... What? Cine trage? Man, vreau să-l arunc pe unul de pe bloc, neapărat. Hai, frere, ești șmecher? Dar nu, vreau să-l arunc viu, ca să simtă durerea, să... Pac! Hai, frere, ești șmecher? Și te-ai dus! Uai, s-o plaznit, nu cred că mai trăiește. Nu, no, n-avea cum să mai trăiască, dude. Și acum pe ăsta o să scap eu cumva de el, fiți atenți. De fapt, știi ceva? Headshot.
Boom, headshot, boom. Ma ce trebuie să fac eu cu Little Jakey? Cu Little Jakey, boy. Ce faci, boss? Ce faci, boss? Little Jakey, boy. Hai, ridică-te, că vreau să arunc peste asta. Salut, frate. Gata, l-am lipit. Ce, mă? Care trage mine? Ah! Bami! Ce să dau un... Ia, a, i-am dat una la Little Jacob. Jacob, ești bine, prietenul meu cel mai bun. No! Don't leave, playboy. Da, m-am dus. A, de fapt nu m-am dus. Nu m-am dus. Nu cred că nu m-am dus. Playboy Hasabando. Futu-ți morții, mătii. Fraților, o să încheiem aici episodul. O să fac eu misiunea off-camera și alte cheat-uri. Sper că v-a plăcut acest episod cu moduri. O să dau eu acum restart. Sper că v-a plăcut. Nu ezitați să apăsați butonul de subscribe și să lăsați un comentariu jos. Ne vedem data viitoare. Bye, bye!